Bun găsit tuturor la horoscopul săptămânii 30 septembrie, 6 octombrie, pășim deja în luna octombrie. O lună în care se întâmplă multe lucruri, vă recomand să ascultați horoscopul lunii octombrie. Weekendul acesta vor apărea și horoscopul dragostei pentru luna octombrie, va apărea și horoscopul financiar pentru luna octombrie. Vă recomand cu căldură să ascultați aceste horoscoape, pentru că voi vorbi despre un eveniment foarte important care se întâmplă pe cer, și anume lupta dintre Saturn și Pluton cu coada dragonului și cum ne influențează aceasta. Vestea bună este că Saturn a trecut pe partea cealaltă axei, vă voi povesti în aceste filmări despre ce este vorba și cum ne influențează în dragoste și în finanțe acest lucru. Apoi, în această săptămână, tendința este de reconectare cu tribul, cu grupul, cu familia, cu cei apropiați. Foarte multe semne zodiacale caută susținere în zona de siguranță, în zona pe care o pot controla prin relații, cunoștințe sau grade de rudenie. Este o săptămână în care învățăm foarte multe lucruri și vă recomand cu căldură, fiți deschiși, toți care urmăriți această filmare, fiți deschiși informațiilor pe care le primiți în viața voastră în această săptămână, 30 septembrie, 6 octombrie, legate de studiu, dezvoltare personală, legate de cursuri online, cursuri de grup, team building, pentru că informațiile pe care le acumulați în următoarele 7 zile vă vor ajuta extrem de mult în demersurile voastre și în proiectele voastre și în ascensiunea voastră socială, indiferent de domeniul care este, ezoteric, tehnic, lingvistic, orice. Fiți deschiși pentru că învățați foarte multe lucruri și chiar eu, de exemplu, m-am înscris la un curs. Nu pot să dau numele că aș face reclamă și nu cred că am permisiunea. În Statele Unite este un curs despre cum să conduci afacerile. Nu că aș dori eu să-mi fac afaceri, pentru că departe de mine acest gând, însă întotdeauna am considerat că lumea afacerilor este ca un carusel al diplomației. Și poți să înveți foarte multe lucruri despre relația cu oamenii și cu semenii tăi. Deci am ales să mă înscriu la un curs de genul ăsta ca să învăț altceva decât domeniul meu. V-am dat doar un exemplu. Dacă apar și la voi oportunități să studiați, v-am zis, online sunt atât de multe. Eu cred că încetul cu încetul se vor muta cursurile din față în față pe online, pentru că e mult mai comod. Și spuneam că este o săptămână în care învățăm lucruri și apoi ne întâlnim cu prieteni și comunicăm și discutăm și mai și bârfim puțin. Unii vor primi niște avertismente legate de această practică și atunci hai să nu mai pierdem vremea și să trecem la treabă, să vorbim despre fiecare semn zodiacal în parte. Berbecul. Săptămâna aceasta berbecul lucrează foarte intens tema relațiilor sociale și ascensiunii în carieră. Proiectele, planurile, ideile pe care le conturez în această perioadă îți vor aduce foarte multe beneficii și recunoașterea celor din jur. În schimb, berbecul în această săptămână are o sarcină dificilă și anume să facă ordine în viața sa și să îndepărteze persoanele care îi consumă timpul, nervii, liniștea sufletească. Deci faci curățenie în perimetrul prietenilor și cunoștințelor. Apoi un alt element este dat de învață să-ți ceri prețul, învață să soliciți bani pentru serviciile pe care le prestezi. Foarte mulți berbeci în această perioadă se confruntă cu probleme legate de bani, tocmai pentru că ei nu se evaluează corect. Iar al treilea element al acestei săptămâni, dacă aveți animale de companie, poate ar fi cazul să le duceți până la veterinar, să le faceți o evaluare. Unii s-ar putea să aibă
niște problemuțe cu animăluțele de companie, rezolvabile de alminter dacă le luați din timp și le rezolvați acum. Taur. Familia și responsabilitățile legate de familie s-ar putea să-ți încurce în această săptămână niște planuri sociale. Poate trebuie să petreci mai mult timp cu copilul, poate trebuie să te ocupi de casă, poate se strică ceva în casă și în loc să te ocupi de problemele de la serviciu, tu trebuie să stai după meșteri și după cei care repară. Sau s-ar putea să alergi în cazul în care ai în plan și în proiectul de viitor să cumperi o locuință ori să te muți, să alergi dintr-o parte în alta să vezi ce se întâmplă pe acolo. Este o săptămână în care Taurul, ca să aibă succes în proiectele sale, are nevoie de foarte multă ordine și disciplină, așa că te încurajez să îți faci o agendă, să notezi în ea pe date și ore ce ai de gând să faci și ce proiecte ai în desfășurare. Este o săptămână benefică pentru Taur în ceea ce privește discuții privind asocieri parteneriate sau proiecte comune cu alte instituții, tu fiind un reprezentant al instituției tale. În schimb, avertisment maxim pentru tauri pe zona relațiilor, mai ales taurii căsătoriți. Pentru că ori apare o tentație la tine, ori apare o tentație la partenerul tău, unul din voi s-ar putea să calce strâmb sau să ajungeți la concluzia că relația nu mai are nicio șansă și să decideți să-i puneți punct. Deci aici ar fi punctul nevralgic al săptămânii, dar într-un fel privește și partea plină a paharului. Faci ordine, clarifici lucrurile, ajungi la niște concluzii vis-a-vis de ce ai tu de făcut de acum încolo și măcar știi unde te afli. Gemeni. Gemenii trebuie să scoată din dulap diplomația cu care i-a înzestrat mama natură, cu care v-a înzestrat, și să o puneți în practică în fiecare minut și secundă a săptămânii 30 septembrie 6 octombrie. Aveți un risc mare și datoria mea aici este să vă avertizez, nu să vă stric cheful, da? Deci nu pot să zic numai de bine întotdeauna. Dar luați-o ca pe un avertisment, e ca și cum aflați cu câteva zile înainte de pericolul care vă paște și voi puteți să faceți strategiile potrivite ca să evitați o dimensiune mai gravă a conflictului. Și spuneam că săptămâna aceasta, dacă nu-ți folosești diplomația și nu o pui la bătaie, riști să intri în conflicte foarte mari în relații, asocieri și parteneriate. Partea bună este că e un conflict doar la nivel verbal. Nu va fi ceva dus până la a fi pus în practică. Spre exemplu, te cerți cu soția și ea îți spune, știi, eu divorțez, la revedere, plec la mama. Păi, poate pleca la mama, dar nu cred că se ajunge până la divorț. Sau te cerți cu un partener de afaceri și el spune, știi, eu m-am hotărât, e imposibil să lucrez cu tine, gata, eu ies din business-ul ăsta, la revedere, pa. Ei, s-ar putea peste câteva zile să se întoarcă, dă-i și tu o săptămână și o să vezi că se echilibrează. Dar pe mine mă interesează că acum ești într-un nod nevralgic al conflictului. În schimb, din punctul de vedere al lucrurilor pozitive ale săptămânii pentru gemeni, creativitatea este maximă. Asta înseamnă că o să-ți vină idei noi și bănoase pe lângă faptul că-ți vin ideile despre cum să faci niște bani în plus. Dar, repet, vezi că va fi o notă de creativitate, vezi că va fi ceva legat de estetica vizuală. Nu știu, poate vinzi creioane și te gândești să le pui un puf acolo în vârf ca să pară mai interesante și cei din jur o să spună, wow, hai să le cumpărăm. Deci, folosește-ți creativitatea și lasă-ți imaginația să se manifeste pentru că o să te ajute foarte mult în această săptămână în tot ceea ce faci. Și atenție la acest conflict care nu prea îmi place, dar dacă ești diplomat și folosești verbul cât de mult poți și cuvântul, puterea cuvântului, vei vedea că aplanezi toate conflictele. Rac. Săptămâna aceasta racului îi va fi destul de dificil să se alinieze la nevoile emoționale ale celor din jur. Vei avea tendința să te victimizezi și să spui, vai, mie mi se întâmplă toate lucrurile rele,
eu sufăr, eu mă chinui, vai de mine, sărăcuțul de mine. Ideea este că dacă ai fi mai deschis și dacă ai ascultat și ce au de spus cei din jurul tău, ai avea o săptămână superbă, pentru că oamenii din jur încearcă să-ți atragă atenția la un comportament care nu se pliază pe nevoile grupului. Dacă îți ajustezi comportamentul, imediat te reintegrezi cu mare viteză și cu ușurință și te simți grozav. Deci, în loc să-ți pui problema, și aici nu critic racul, deci să fie foarte clar, nu atac racul și eu am ascendent în rac, deci vă dați seama ce spun la rac, arăt cu un deget spre voi, trei spre mine, nu? Deci, ideea este că nu lua ca un afront încercarea celorlalți de a-ți atrage atenția asupra unui tipar de comportament pe care l-ai adoptat în ultima perioadă. Poate lucrezi prea mult și cineva vine și spune, mă, dar tu nu mai știi să te distrezi și tu ai să spui, a, deci tu vrei să nu mai lucrezi, să mor de foame și să nu știu ce să se... Nu, omul vrea doar să-ți atragă atenția că nu faci ceva cum trebuie. Și atunci, fii deschis pentru că ai să ai doar de câștigat dacă ții cont și de sugestiile celorlalți. Apoi, o săptămână superbă pentru raci în ceea ce privește relația cu străinătatea, studiu, educația, dezvoltarea personală și începerea unei conduite de viață corespunzătoare. Poate te apuci de un regim, poate faci o schimbare în felul în care arăți, poate schimbi garderoba complet. Deci ceva legat de schimbare și transformare în viața ta este foarte pregnant în această perioadă și important pentru drumul tău. Și dacă îți propui să pleci la un drum sau să pleci într-o călătorie, acum e momentul fie să-ți cumperi biletul, fie să-ți cumperi pachetul de vacanță, fie chiar să pleci în acea călătorie. Leu. Leului aș vrea să-i spun următorul lucru. Dacă ai putea să separi responsabilitățile față de familie, de responsabilitățile față de serviciu, ai fi un leuț foarte fericit sau o leuaică fericită. Ideea este că în această săptămână lucrurile sunt foarte clare pe harta voastră și anume, dacă aveți conflicte sau tulburări în viața personală, ele vă vor afecta profund capacitatea de adaptare la provocările serviciului. Deci leul săptămâna aceasta trebuie să găsească formula miraculoasă pentru a soluționa această situație. Și am să spun leului un lucru. Întotdeauna când fac o filmare importantă, de anvergură, cum este horoscopul săptămânii, pentru că este privit de atâția oameni și am o responsabilitate față de informațiile pe care ți le transmit. Sunt atentă la ce trimite viitorul, ce transmite universul și ce mesaje are. Și ce a fost foarte interesant este că aseară, când mă gândeam la horoscopul pe care l-am de filmat, am postat pe Instagram, apropo, Instagramul meu este Good Life Vibes for You, dacă vrei să-mi urmărești Instagramul, un citat care cred că se pliază perfect pe situația leilor care se află într-un conflict în familie, care se află într-un conflict în relațiile lor, care se află într-un conflict interior legat de mi-e frică să încep singur, mi-e frică să fac o schimbare. Și uite cum sună citatul. Este dintr-o lucrare a lui Tim Edwards și eu am să ți-l citesc în engleză după care îl traduc. Stop complaining about a situation that you have chosen to settle in. Deci încetează să te mai plângi de o situație pe care o accepți. Acum, pe harta ta, a sosit momentul să iei niște hotărâri și să tragi niște linii de demarcație. Nu mai poți să continui cu stres acasă și să fii productiv la serviciu. Nu se poate, este total fantezistă această idee. Deci, săptămâna aceasta, leul are responsabilitatea să își facă ordine în viața privată pentru a avea drum liber și deschis în carieră, în atingerea unei bunăstări financiare, în atingerea stării de pace. Pentru că orice mi-ai spune,
Varianta cu banii nu aduc fericire, asta este pentru cei care sunt săraci, probabil. Pentru că întotdeauna era alt citat, uitați, aleu sunt la capitolul citate. Una e să plângi într-un Mercedes și alta e să plângi într-un șanț. Da? Deci, da, siguranța financiară îți cumpără un anumit nivel de liniște. Te duci la cumpărături, nu plângi că ți iei o pâine. Îți plătești facturile fără să te gândești la ce tai de pe lista de alte cumpărături. Și atunci, tu trebuie să înțelegi că trebuie să te focusezi și pe serviciu, nu numai pe conflict. Hai că am vorbit la leu o mulțime astăzi. Fecioara. Săptămâna aceasta, 30 septembrie, 6 octombrie, Fecioara își accesează zona de aliați, protector și persoane care o pot ajuta în zona carierei. E o săptămână foarte bună pentru fecioarele care au de susținut examene, evaluări sau care se află sub lupa unui control. E o săptămână foarte bună pentru fecioare să ia decizii sau chiar să acționeze în vederea rezolvării unor probleme domiciliare. Spre exemplu, vrei să-ți cumperi un apartament și te agăți de ideea utopică, da, când o să cadă piața. Nu, piața, chiar dacă o să cadă, te asigur că tot o să coste ceva, că nu o să-ți dea nimeni cheile apartamentului pe gratis. Deci, nu mai aștepta ce o să se întâmple până la anul, că poate te răpesc OZN-urile între timp. Glumesc, desigur, e o glumă proastă. Și treci și caută un apartament care să-ți placă, în care să te muți. Dau doar un exemplu minor. Deci, nu mai găsi scuze pentru non-acțiunile tale legate de domiciliu, casă, familie, relația cu rudele și cariera ta. E o săptămână foarte bună. Îmi place mult că Marte, planeta energiei, se află încă în semnul tău zodiacal și asta te ajută pentru că Marte îți dă vitalitatea și energia de care ai nevoie ca să faci ceva cu viața ta și să treci la acțiune, să pui în practică ideile tale. Asta este un aliat minunat de pe urma căruia trebuie să profiți, pentru că în câteva zile va ieși din fecioară și va intra în balanță. Apoi, este o săptămână foarte bună pentru fecioare să-și redecoreze casa sau să înceapă niște lucrări de reconstrucție. Și vezi că săptămâna aceasta s-ar putea să primești o evaluare sau un bărbat să trebuiască să-ți evalueze munca, acțiunile. Ai să faci impresie bună la final, chiar dacă primul contact, prima interacțiune va fi un pic cam așa, în corz, va fi un pic tensionată. Dar până la final ai să vezi că te armonizezi cu persoana asta și concluziile vor fi în favoarea ta. Balanța. Săptămâna aceasta, Balanța chiar are multe lucruri de rezolvat și va fi un pic o disonanță între cantitatea de muncă pe care o are de făcut un bărbat Balanță și cantitatea de muncă pe care urmează să o depună sau să o efectueze o femeie Balanță. Bărbații Balanță sunt un pic mai feriți de responsabilități, chiar dacă nu sunt, chiar dacă există aceste responsabilități, nu vor fi atât de intense ca în situația doamnelor Balanță sau a doamnelor care au ascendentul pe Balanță. Luna, Venus, Mercur în tranzit prin semnul Balanței. Luna se mișcă repede pe cer, deci de pe 30 septembrie până pe 2-3 deja e plecată din Balanță, dar ea dă tonul, ea dă ritmul cu care va merge săptămâna aceasta. Venus, guvernatoarea zodiei tale, în Balanță, vibrație feminină. Luna, vibrație feminină. Mercur, androginul, de data asta se pliază pe vibrația feminină. Așa încât, doamnele și Balanțe și ascendentul pe Balanță care le aveți, au de lucrat mai multe teme. Una. Prima și cea mai importantă, clarificarea unei relații. Fie că este o relație de muncă, de colaborare, de interacțiune cu cei din jur. Deci fie că este vorba de a ridica niște granițe și a pune niște opreliște, a pune niște limite. Deci unul la mână. Doi,
Este o săptămână în care balanța va vorbi. Va vorbi despre ce simte, despre ce gândește și ce intenții are. Ai grijă să nu vorbești prea mult, să nu regreți ulterior. Ai grijă la situațiile în care ai să fii extrem de nervoasă și n-ai să mai analizezi cu atenție ce scoți pe gură. Și aia va avea consecințe, bineînțeles că nimic nu rămâne netaxat până la sfârșitul zilei. După care, al treilea element va fi, hotărăște-te odată ce faci cu cariera sau serviciul tău, pentru că multe balanțe tărăgânează ceva. Poate îți scrii doctoratul, de exemplu, și tu spui, lasă că mă ocup eu nu știu când de el. Nu, nu te ocup, deci amânat nu înseamnă rezolvat. Sau la serviciu, ai de dat nu știu ce lucrare și spui, lasă că după masa asta fac, mâine fac, poimine fac și ai să ajungi pe ultima sută de metri să rezolvi. Nu funcționează așa lucrurile. Deci va fi nevoie de organizare și organizare bine stabilită, bine bătută în cuie a activităților tale. Nu mai amâna să treci la treabă. Dacă ești productiv și dacă ești harnic, ai să vezi că ai să ai o săptămână absolut superbă și cu multe bonusuri financiare. Scorpion. Harta ta este împărțită în două direcții. Minus. Dacă dai toată energia și toată vitalitatea ta și o orientezi către zona familiei, nu neapărat familia pe care tu ți-ai făcut-o și pe care ai ales să o ai, ci familia, rudele de sânge, la asta mă refer, sau prieteni foarte, foarte, foarte apropiați care pot fi trecuți la gradul de rude. Deci, dacă îți dai energia acestora, ai să ai o săptămână pe minus, proastă, complicată, plină de nervi, și neputințe, să te ciocnești de tot felul de situații complicate. Apoi, trebuie să înveți foarte clar să spui nu atunci când cei din jur încearcă să abuzeze de tine și scot la bătaie argumentul, dar suntem rude, suntem din aceeași zonă, suntem, nu știu, prieteni de o viață. Nu, suntem prieteni de o viață, dar asta nu înseamnă că eu îți fac pe gratis nu știu ce serviciu. Și dacă alegi să te centrezi pe studiu, carieră și muncă și tragi oblonul la relația cu familia, tragi jaluzelele legate de interacțiunea cu cei care îți consumă nervii, ai să ai o săptămână fabuloasă. Ești foarte bine susținut pe zona carierei și serviciului. Apar niște schimbări la serviciu. Poate vine un șef nou, poate se schimbă organigrama, poate se schimbă metoda de lucru sau strategia firmei. Ai să fii parte a acestor schimbări, dar tu ai să fii în eșalonul câștigător, nu în cel perdant. S-ar putea unii scorpioni să primească ofertă de lucru în străinătate. E bună, e de luat în calcul și dacă ai curajul și cheful să faci o schimbare, accept-o pentru că este bună, va fi spre binele tău. Deci o săptămână în care ori e sus, ori e jos, ori e alb, ori e negru pentru scorpioni. Săgetător. În această săptămână, 30 septembrie, 6 octombrie, în primul rând te bucuri de susținerea incontestabilă a unei femei. Loialitatea acesteia este de netăgăduit. Te ajută, te susține, te echilibrează, îți dă chef de viață, îți dă poftă să faci lucruri, te ajută foarte, foarte, foarte mult această femeie în tot ceea ce faci tu în săptămâna aceasta. În schimb, îți recomand, dacă ești săgetător sau dacă ai ascendentul pe săgetător, să fii atent la falsele senzații pe care le vei primi din exterior. Simțurile tale nu vor mai fi ascuțite. Intuiția nu te va susține foarte mult și atunci s-ar putea să evaluezi prost, să evaluezi greșit o situație și să te trezești pus în niște ipostaze nu foarte confortabile la serviciu sau în raport cu șefii tăi. Ți-aș sugera, dacă poți,
Săptămâna aceasta să nu faci mișcări importante și să nu iei decizii de anvergură, să nu îți planifici nu știu ce lucruri extraordinare, pentru că intuiția asta nu ți-e cel mai bun aliat și s-ar putea ori să te bagi în lucruri pe care nu le poți finaliza, ori peste puterea ta de înțelegere, ori să-ți complici viața inutil. Încearcă un ritm de rutină. Încearcă să te axezi pe lucrurile pe care le poți controla și pe care știi că le-ai făcut de un milion de ori până acum. În schimb, este o săptămână foarte bună pentru analize. Există și săgetător care poate să operează. Vă doresc sănătate. O săptămână bună să nu aveți ezitări. E o săptămână bună pentru lucrat probleme dentare, rezolvat probleme legate de dinți. Deci, schimbarea stilului de viață, atitudinea față de corp, sunt cele care primează în această perioadă. Capricorn. Spuneam că la începutul filmării, că la horoscopul dragostei și horoscopul financiar, voi povesti mai multe despre lupta dintre Saturn și coada dragonului și cum a trecut Saturn de partea cealaltă a axei. Voi explica în filmările din weekend. Acum însă ce trebuie să știi tu pentru săptămâna 30 septembrie 6 octombrie este că a sosit momentul să faci curățenie. Și eu tot spun asta și m-ar bucura dacă ai ține cont. În primul rând, vom vedea Capricorn care divorțează. Poate problemele au început de vreo 3 luni, apoi au fost foarte intense în iunie, iulie și de acum ajungeți la punctul final în care vă strângeți mâna și fiecare pleacă pe drumul său. Mulți capricorni, indiferent dacă divorțează sau nu, dacă au un job sau nu, dacă au probleme în viața lor sau au o zonă de liniște, să zicem, pot trăi o stare de confuzie vis-a-vis de ce am eu de făcut de acum încolo, unde mă aflu, simt că sunt în aer, simt că nu sunt ok. Ei, starea aceasta este glasul unor trăiri și a unor emoții care nu au fost lucrate vis-a-vis de evenimente trecute. Dacă ai fost frustrat, dacă ai fost nemulțumit și nu ai avut curajul să faci ceva în trecut vis-a-vis de acea situație, emoția respectivă s-a scufundat în tine, în sufletul tău, știi? Emoțiile îngropate de vin nu mor niciodată. Și pe o conjuncție, pe o suprapunere Nod-Sud-Saturn, tot ce ține de karmă și lucruri nerezolvate ies la iveală. Ce îți recomand este să nu faci ce fac toți oamenii. Știi? Noi întotdeauna, indiferent de zodia din care facem parte, atunci când avem o problemă, prima reacție este să spunem, nu, noi suntem victime, nouă ni se întâmplă pentru că Gigi nu ne place și ne urăște universul și celălalt a înțeles greșit ceva. Întotdeauna e foarte ușor să te raportezi la exterior, ca exteriorul fiind dușmanul și tu nu faci nimic, tu ești ca o floricică. Numai că de data asta nu o să meargă așa. Saturn conjunct nodul sud și am să fac o filmare legată de asta, îți spune așa în această săptămână. Evaluează-te. Dacă e nevoie, ia un creion și scrie pe hârtie unde crezi tu că ai greșit. Unde crezi tu că ai luat decizii incorrecte. Unde crezi că nu ai acționat când trebuia și unde te-ai pripit și te-ai băgat să acționezi când trebuia de fapt să aștepți. E o săptămână a evaluării, dar e clar că tu trebuie să-ți faci o evaluare, o anamneză, așa cum face doctorul, și să înțelegi unde e problema. Nu ți se cere să o soluționezi acum, ci ți se cere să fii corect și onest față de tine. Asta vrea Saturn. Să te întrebe, băi, tu ai priceput ce ți-am dat eu ca lecție? Tu chiar pricepi? Și atunci nu-ți mai pune problema, repet, am hotărât că fac o filmare despre asta. Nu-ți mai pune problema că viața ta este la pământ și nu știi de unde să începi, ci pune-ți problema unde e diagnosticul corect al situației și de unde ți se trage. Și când ai conștientizat despre ce e vorba, lucrurile se vor așeza
într-o altă manieră. În schimb, hai să o luăm și pe partea logică și rațională. E o săptămână că am făcut filozofie până acum și nu v-am zis nimic concret decât să faceți ordine în cap. E o săptămână foarte bună pentru schimbat locul de muncă, pentru aplicat la un alt loc de muncă, sau de făcut actele necesare în vederea unei sponsorizări sau a unor reduceri date de stat. Deci, dacă îți propui să obții niște hârtii și niște semnături privind o pensie suplimentară sau niște bonusuri de la stat, acum e foarte bine să o faci. Și o ofertă bună de lucru în străinătate pentru Capricorn. Vărsător. În primul rând, săptămâna aceasta, în viața vărsătorului, reapare un vechi prieten, o veche cunoștință sau reînodați prin corespondență. Relația cu o persoană care a ieșit din viața ta de ceva timp. Te înveselește treaba asta, te updatezi, te pui la punct cu informații legate de ce se întâmplă. Apoi, o săptămână foarte bună pentru a rezolva probleme financiare legate de credite, acte, documente și bănci. Partenerul sau partenera ta va trebui să ia niște decizii legate de familie, legate de un proces, legate de o moștenire de familie sau trece prin niște schimbări financiare, fluctuații financiare și tu ești acolo nu să o ajuți financiar sau să-l ajuți, ci să-l susții emoțional. Asta va fi sarcina ta numărul 1. Și este o săptămână foarte bună pentru vărsători. Să se înscrie la un curs, să învețe ceva nou sau să înceapă să înveți o limbă străină. Dacă te-a bătut gândul că, wow, trebuie să învăț nu știu ce limbă, acum poți să măcar câteva cuvinte, pentru că relația cu străinătatea se îmbunătățește. Poate, cine știe, ajungi prin țara respectivă, a cărei limbă o înveți acum. Sau poate o să fie nevoie la locul tău de muncă să vorbești limba respectivă. Pentru că în viitor, nu săptămâna aceasta, dar în viitor, relația cu străinătatea se îmbunătățește și devine tot mai importantă pe harta ta. Deci o săptămână interesantă, dinamică, productivă. Pești. Săptămâna aceasta peștii au o intuiție deosebită la capitolul ce aveți voi de făcut. Deci voi veți intui foarte bine în situații complicate care necesită două răspunsuri sau alegeri. Vei face alegerea corectă. Vei ști din prima secundă ce ai tu de făcut și pe ce drum te înscrii. Ei, va fi mai greu să pui în practică, dar măcar ajungi la conștientizare și asta e cel mai important lucru. Apoi, o săptămână foarte bună pentru peștii care se află în străinătate și pentru peștii care își caută o locuință. Deci, sau persoanele care au ascendent pe pești, e valabil același lucru. Dacă îți dorești o casă nouă, un domiciliu nou, acum e momentul să începi să le cauți. Și o femeie la serviciu ori pleacă, ori te împinge să te înscrii la un concurs care poate să-ți aducă ascensiunea socială. Deci e o săptămână agitată, dar e o săptămână foarte bună și ai curajul să schimbi ceva dacă nu ești mulțumit de locul de muncă. Poți să începi să cauți acum alte joburi pentru că îți va ieși foarte repede ce-ți dorești, se va întâmpla ce-ți dorești, vei primi oferte interesante, dar trebuie să anunți în piață că ai luat hotărârea să faci o schimbare vis-a-vis de jobul tău. Dragii mei, acestea au fost previziunile săptămânii 30 septembrie 6 octombrie. Vă mulțumesc că mi-urmăriți activitatea. Nu uitați să apăsați butonul subscribe dacă vreți să fiți la curent cu următoarele mele postări. Și vă spun că vă pregătesc o surpriză. Nu-i vorba de webinarii, nu-i vorba de horoscopul anului, dar va veni și surprizica respectivă în câteva săptămâni. Până atunci, să ne vedem cu bine și la alte filmări.